Ce mă impresionează sau ce trebuie să vă impresioneze? Că fiul risipitor, cât timp a avut avere și putere, nu s-a gândit la lucrul acesta. Numai în momentul în care s-a văzut gol și singur și lipsit de orice bun din jurul lui, și-a adus aminte de cel mai frumos cuvânt pe care l-a scris evanghelistul în acest text al fiului risipitor. Câți hargați ai tatălui meu mănâncă pâine și eu pierd de foame. Câți ticăloși ar putea mânca din Sfântul Potir la biserică și ei pierd de foame? Cine e de vină? Dumnezeu. Ar trebui preot să se ia potirul și de saga cu prescuri și să facă liturghii prin crâșme, pe la marginea drumului, pe la stadioane, unde se adună câte 100.000 la fotbal, să împărtășească la intrare, pe suporte, să fie pocăiți. Băi, fraților, Dumnezeu nu te caută, te strigă! Dumnezeu nu umblă după tine, te așteaptă! Auzi ce spune psalmistul David? Așteptând am așteptat și Domnul m-a auzit pe mine. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat și El a auzit rugăciunea mea. Când te-am chemat, m-ai auzit Dumnezeul mântuirii mele. Ce frumos! Nu te poate căuta El la nuntă, la bal și la spital. La spital te mai caută preotul, că a avut grijă biserica să pună și acolo o capelă. Dar dacă tu te simți gol, de ce nu vii tu singur la Dumnezeu, că nu te costă nimic? De ce nu vii tu singur să te spovedești, să te împărtășești? Zice, părinte, am atâtea boli. Păi zic, da, v-ați spovedit, v-ați împărtășit, nu obișnuim. E firesc, dacă nu obișnuiți, trageți beleaua. Păi dacă lași mașina să ruginească și nu o chituiești, nu o vopsești, cine-i de vină că tu trebuie să o arunci că nu mai merge? Așa și cu sufletul. Dacă tu îl lași nespovedit și ne împărtășești, vrei să vină altul să împărtășească în locul tău? Și de ce devine înfricoșată judecata? Pentru că la judecată vom avea două tablouri. Pe Tatăl cel milostiv, care l-a primit pe fiul risipitor, l-a sărutat, l-a iertat, l-a îmbrăcat în mantie, a dat din el sandale, vițel și toată povestea, i-a pus împărăția la dispoziție. Încât fratele mai mare, care era credincios și serios, chiar s-a cutremurat în inima lui și a zis, uite, acesta își bea și își cheltuiește averea cu desfrânatele și mie și i-a dat un vițel și uite câtă alai și câtă petrecere. Și eu care spururea cu el nu mi-a dat măcar un miel. Aici se împlinește un cuvânt din Scriptură care spune așa. Nu-i vai de cel ce s-a smintit. Îi vai de cel prin care vine sminteala. Cam asta a vrut să spună fiul mai mare către fiul cel mai mic. Dar Mântuitorul are și pentru aceasta o replică. N-a lăsat nici lucrul ăsta neacoperit. Nu și-a dat seama fiul mai mare al împărăției, dar a avut grijă Hristos să repare. Și spune așa, că ieșind într-o dimineață un om la câmp să lucreze, s-a oprit în ulița satului. Și a venit unul la nouă și i-a zis, ai ceva să-ți lucrezi? Dacă îți dau un dinar, lucrezi la mine în grădina asta? Da. Pe la 11 a venit altul și a zis, dacă îți dau un dinar, lucrezi la mine în grădină? Da. Pe la 12 a venit altul, dacă îți dau un dinar, lucrezi tu la mine în grădină? Da. A venit și pe la 3 unul și a zis, dacă îți dau un dinar, lucrezi la mine în grădina asta? Da. Și a venit și către seară unul. Și a zis, dacă îți dau un dinar, lucrez azi în grădina mea? Da! Cine s-a supărat? Primul. Păi, Doamne, eu lucrez toată ziua și îmi dai un dinar și ăsta vine la sfârșitul zilei și îi dai tot un dinar? Și răspunsul lui Dumnezeu este unul nemaipomenit.
justificativ și imperativ. Ne-am tocmit cu un dinar? Da. Ți l-am luat? Nu ți l-am dat? Ba, mi l-ai dat. Și atunci care e treaba ta? Bineînțeles, ce-o mai fi comentat lucrătorul, nu știm, că Evanghelia n-a scris tot. A scris esența. Dar Hristos imperativ vine și ne spune tuturor fiilor mai mari, frații fiului mai mic risipitor. Ce treabă ai tu cum îmi împart eu averea mea și cui o dau? Deci, vedeți, este Duh Sfânt și pentru curvă. Este Duh Sfânt și pentru bețiv, dar să se întoarcă. Este Duh Sfânt și pentru ticălos și pentru păcătos. Este Duh Sfânt și pentru sfințenie și pentru cel corect. Dar nu-i treaba ta, corect fiind, să te intereseze de ce greșește fratele tău. Că cine îți face judecător înaintea lui Hristos, antichrist este. Deci nu vii tu să hotărăști cine se mântuiește și cine nu. Ci când va sta pe scaun de judecată, el va separa oile la de-a dreapta și caprele de-a stânga. Deci nu noi. La un moment dat era și o pildă în pateric care suna cam așa. A venit dracul la un călugăr sporit, el își citea psaltirea acolo și foarte mieros să-l întreabă. Știi, călugări, ți-aș pune o întrebare, n-aș vrea să te smintești că te-am deranjat din rugăciune. Spune Hristos în Evanghelie de oi și de capre, care-s caprele și care-s oile, crezând că-l aruncă în judecată. Și călugărul îi spune, eu mă simt capră, tu ce te crezi la fi? Deci, vedeți? Simte-te tu de-a stânga să-ți găsești locul de-a dreapta. Dar nu te gândi că stai de-a dreapta și să-ți fie greu când te vei trezi de-a stânga. Pentru că așa e în împărăția lui Dumnezeu. Este o carte a lui, cred că liturgist a fost, Ion Bria, și scrie el un cuvânt la moartea părintelui Paisie Olaru, foarte frumos. E o carte a bătrânului și fiecare își dă cu părerea despre cuviosul duhovnic. Și acest Ion Bria, teolog român de marcă, spune așa, și mi-a plăcut ideea în sine, am păstrat-o. Mulți dintre noi pe pământ ne arogăm titlul de sfinți. Și chiar ne considerăm în sinea noastră sfinți. Și eu nostru ne hrănește, cu ideea asta, că noi l-am convins pe Dumnezeu, gata, ne-am mântuit, am făcut suficient pentru a fi mântuiți. Mai sunt excese de astea că, dar eu mă mântuiesc, da, sigur, de zile. Și el spune, nu mă înfricoșează judecata din veaca lui Hristos ca mulțime de suflete sau ca sentințe. Că sentințele sunt de două feluri, bune sau rele. Pentru mine cea mai mare spaimă sufletească este, spune teologul, ca nu cumva din cei care îi credeam de-a dreapta să-i vedem atunci de-a stânga. Ar fi o mare eroare de conjunctură. Să știi o viață întreagă că ai fost de-a dreapta. Cei de pe moarte să te proslăvească, să-ți dea pomene, parastase, slujbe, laude, cântări osanale, și tu dincolo să suferi groaznic în iad și să se împlinească cuvântul acela din Scriptură. Pentru tot cuvântul deșert veți da seamă. Vai celui ce a prisosit lauda mai mult decât faptele. Asta e înfricoșat în judecată. Asta e înfricoșator în judecată. Aici trebuie să ciulim urechea. Trebuie să fim, cum spunea Simeon Nou Teolog, cum spunea Teodor Studitu și alți sfinți din ăștia mari trăitori mistici ai rugăciunii înalte, spuneau așa,